să reflectăm pe tema asta, să legăm democrația de revoluțiile tehnologice. Și plecând de la democrația antică, agonă, democrația industrială și post-industrială, parlamentară, ar putea vorbi de o democrație peste în 2065, de un alt tip în spațiu virtual? Da, asta este marea problemă. Da, răspuns, da, internetul este o astfel de... practic Marshall McLuhan, fără să știe, s-a referit la internet. Deci am spus că cea mai mare invenție a secolului 20, o consider că a fost radioul, pentru că și în ziua de astăzi radioul nu s-a închis, nu a pierit că a apărut televiziunea, teatrul rămâne la locul lui pentru că, iată, contactul vizual, nu cap, ne uităm în ochi, da, unul la celălalt. Iar internetul a aniversat 50 de ani anul trecut, în 1964. El a creat premisele globalizării, da? Se va putea vorbi de o democrație în spațiul virtual în măsura în care vor exista criterii, legislație și ierarhie de valori reale. Pentru că una dintre problemele pentru care și în Grecia antică, în timpul lui Pericle, democrația la un moment dat a sucumbat și a dovedit că n-a funcționat, dar și în ziua de astăzi alt sistem nu există în acest moment să-l punem în loc, este exact această lipsă de ierarhizare de valori. Și știți cu toții ce înseamnă și internetul. Găsești lucruri bune, găsești și foarte multe bălării. Și tocmai aici ne întoarcem iarăși la punctul la care am vrut, de fapt, să fie un fel de fir central a ceea ce am spus. Și anume educația. Da? Educația. Criteriile, discernământul, judecarea cu ambele emisfere, folosirea ambelor emisfere. Și emisfera stângă rațională, care e de esență ea masculină, dar și emisfera dreaptă, care este a intuiției, care e de esență comunită și a creativității. Da? Dar asta cere o muncă extraordinară pe care fiecare o putem iradia mai departe. Vă spuneam, apropo de educație și apropo de, cred că, cea mai mare invenție a secolului 20, și aici mă refer la radio, vă mai țin o mică poveste foarte frumoasă. La un moment dat, în copilăria mea, din tata a avut două surori, gemene preotese amândouă, femei dure, muntence. Spun ele preotese că ei, părinți preoții, erau depus la radio. Da, la rău. Ele erau femei adevărate. Și la un moment dat, una dintre ele era preoteasă înfrunsată în Munții Lancei, care nu avea curent electric, se numea Reghi. Era dincolo de focul viu. Da? Spun, e important acest amănunt. Până acolo, ca să ajungem în vacanță, mergeam până la Focșani cu acceleratul, de la Focșani la Odovești, cum eu îi spuneam, Orient Expressul, făcea 3 ore, era de lemn, se oprea pe câmp, mai vorbeau, mai mergeau un pic în sfârșit. De la Odovești la Mera cu Rata și de la Mera până la Reghiu, pe Albile, Milcovului, Reghiului, Reghiului, venea unchiul Andrei preotul să ne ia, se bucura, mai povestea, mai ne oprea, mai vorbea cu sătenii, părinte binecuvântează, stai cum a chemat să binecuvânteze, deci totul era frumos. Numai că mătușa mea, Teofana o chema, Dumnezeu să o ierte, avea acest spirit de a educa în sânge. Și era singura posesoare din sat a unui radio cu tranzistor, dacă vă mai aminteți. Pentru care la 2 săptămâni trimiteam baterii. Radioul ăla era principala ei armă de a educa oamenii din sat. Adică, de 2 ori pe săptămână, marțea și joia, chema fruntașii satului pe prispă să asculte buletinul de știri de la ora 7 de la București. Le dădeam o țuică înainte, îi muștrului ea, te-ai îmbătat? Atenție mare, ți-ai bătut nevasta, tot direzei. Să știi că e joi, nu te mai chem. Nu erau alese degeaba, pentru că marțea și vinerea au slujbe la biserică, unde toată lumea trebuia să fie, nu exista. Bun. Și le punea să asculte buletinul de știri. Îmi amintesc și acum, la sfârșit, întreba, ce ați înțeles? Că ei săraci se uitau la... Deci își scoteau pălăriile, căciurile din cap, se așezau pe prispă, se uitau la acel radio cu tranzistor și asta nu se întâmpla, cum să vă spun, în secolul XIX, se întâmpla acușa, prin anii 60. Da? Am auzit că după aia satul s-a electrificat, ceea ce, mă rog, era bun din farmec. Și după care își dădeau părerea. Dar plecau foarte fericiți, că au înțeles cum merge țara, cum merge politica, cum merge totul. Și știau foarte bine ce au de făcut mai departe. Deci, incredibil, da? Și atunci am înțeles că radioul a fost cea mai mare invenție a secolului 20, că și-a toată mașină, nu uitea la televizorul ăsta, radio-o mașină, că nu e
imposibil, dar în același timp am înțeles valoarea educației și vocația educației. Nu m-a obligat nimeni să facă chestia asta, dar sub nicio formă. Fix. Deci când am... Fix. Deci așa era. După aceea când am citit Moromeții, am zis, dar am trăit pe asta. Știi că, da, domnule, am trăit să vorbim franțuzește. Știi, același lucru. Am trăit-o, am văzut-o. Era acolo, era de acolo, da? Da. Ori eu cred că fiecare, acolo unde suntem, și asta este și o mare bucuria mea să fac parte din Rotary, pentru că iradiem fiecare, atâta cât putem și cum putem, avem nevoie de niște repere. Cred că de aici trebuie să începem. Democrația se naște din repere. În absența reperelor, nu e democrație. Iar în spațiu digital e atâta libertate, înțelegem cât. Dar depinde cum, despre ce internet vorbim. Internetul lui Eric Schmidt de la Google va fi Internet of Things, va fi altceva. Noi vom fi lucruri în această lume. Da? Și aici intervine o altă discuție care poate va face o viață în prezentări viitoare. Cum vom încăpea în această lume smart și Internet of Things? Pentru că vine peste noi. Nu are cum să ne opăresc. A răspuns? Da. A răspuns. Incredibil și omul. Mai mă înțelea. Doamna Copii. Doamna profesoară să fie ca ai rădiu aici. Mihaela, felicitări pentru prezentare. Aș vrea să detaliez puțin rolul tehnologiei informaționale în domeniul educației pentru sănătate. Pentru că în secolul 21 sănătatea nu se va realiza prin medicamente și prin educarea fiecăruia de a-și asuma responsabilitatea pentru starea de sănătate, de a-și optimiza stilul de viață și atitudinea față de evenimente și de a se automonitoriza și păstra nu la limita patologicului, ci pe optim. Pentru că dacă mergem la limita patologicului, oricând putem cădea în patologie. Îmi cer scuze că vă dărut, domnul Lazia, ne întoarcem din nou la Yin și Yang, la Tao, la calea, da? Și la China antică. Așa este, aveți dreptate, în care, dacă știți, bine, medicul împăratului era concediat, mă rog, concedierea era varianta soft a poveștii. Varianta hard era mai nasoală, da? Dacă împăratul se îmbolnăvea. Ce a căutat acolo, da? Și probabil că, iată, de descoperim după câteva mii de ani, atât simbolul și dinamica lui și ceea ce ascunde el și multitudinea de aspecte și de direcții în care ne putem dezvolta. A răspuns? Nu. Trebuie să fim oameni întregi pe scurt. Da? Nu robot. Să refuzăm postura de roboți. Aș mai îndrăzni și eu încă completare pe care o simt din perspectiva complexității, care profesorul Otru reușește să sugereze un lucru care îl știm, dar acum o să putem și reflecta. O problemă de discernământ care profesorul Otru ne poate băga într-o dilemă este, în general, prin faptul că avem o vedere asupra realității prin perspectiva simțurilor și, în general, individuală. În timp în care începem să avem o imagine holistă, începem să simțim pe celălalt, eu zic așa, crește o rază de păsare, în timp în care integrăm pe ceilalți din jurul nostru, e ca și când aș lovi în celălalt, n-am cum. De aceea, cred că nu este o problemă educațională, o problemă de stat de conștiință. Cum cred că nu este o problemă educațională etică, pentru că în momentul de criză își dă rama pe față tot ce știe el face. Deci, cu alte cuvinte, problemă de nivel de conștiință. Deci, saltul de conștiință se face prin faptul că începem să vedem aducerea în planul lui fizic a unor probleme de subtilitate pe care nu le-am văzut până acum. În niște senzori cuantici, avem deja senzori cuantici cu care putem să vedem tranziții de fază în interacțiunea minte-materie. Începem să avem expertiză și experiență concretă în care să vedem că ceea ce gândim este important. Apropo de faptul să nu putem trăiești cu fapta, cu vorba și cu gândul. Deci începem să avem unelte. Adică tehnologia asta care pare că duce într-o lume exterioară, începe să aibă o consistență care ne permite să ne reflectăm într-o asemenea manieră că să facem dovada existenței unei păsturi universale, a unui drum, a unui traseu personal, a unei nevoi personale, chiar dacă o să schimbăm cuvântul karma și să-l adunăm, aducem la un alt nivel mai profund, dar începem să facem, probabil că nici nu mai va pune problema democrației în sensul care nu înțelegem în momentul de față. O altă problemă interesantă, și aici am permis să vă spun că începând de săptămâna viitoare, o să avem câteva întâlniri, o să vină Broșe, este unul dintre marii noștri epistemologi, care mai mult în Elveția,
și care va face o prezentare de teoria legată de fapt, să începem un câteva ședințe de genul ăsta, de exemplu, ce a însemnat totuși teoria asta haosului. Tot vorbim de ea, apare diferite zone, dar de fapt ce este în spate, care sunt principiile, care sunt esențe, cu ce ne-ar ajuta pentru fiecare parte ca să evaluăm altfel realitatea. Și în cazul transformării sau utilizării acestei teorii, apare o altă teorie asociată, numită teoria catastrofelor, și când se face o vizualizare a societății, a dinamicilor politice, de exemplu, prin prisma asta, se vede clar că există o limită de libertate, de la care cuvântul de societate nu există. Nu putem fi